am dat, dar nici n-am de gând să dau. Sunt modalitate ceva să fac autoritățile. Care pinirul fost pe la Dubai? E în sânge, într-at, cred că. Într-un vox populi realizat de Unica Media, moldovenii au spus că fenomenul corupției rămâne a fi o problemă pentru țara noastră, capitol la care încă mai batem pasul pe loc. În acest context ne-am propus să întrebăm oamenii care ar fi cele mai corupte domenii în viziunea lor și de ce nu putem scăpa de această rușine. Sunt Ana Ursu și vă invit la o nouă ediție Vox Populi pe Unica.md. Cum credeți, de ce nu putem eradica corupția la noi în țară? Pe vârând, Dumnezeu, noi suntem reciproc. Așa avem legi în țară. Probabil asta deja este înrădăcinat adânc și e în sânge, într-adevăr, cred că. Cred că este lipsă de educație, cel mai probabil, și educația asta ar trebui să fie din copilărie. În viziunea dumneavoastră, care ar fi cele mai corupte domenii? Cum credeți? Nu știu, în ultimul timp e mai bine deja în fiecare domeniu. Dacă e să comparăm cu 10 ani în urmă, tot ceea ce se face acum, cred că totul e bine, dar cred că depinde de la om la om, depinde fiecare ce experiență a avut. Policlinici, spitale. Nu pot eu să vă explic, pedește, nu sunt expert, dar că este evident, dacă spune că suntem prima țară în Europa care e. Este în sistemul de stat. Învățământ, educație, medicină. Tot locul. Probabil domeniul justiției. Până государственные тендеры. Возможно, медицина до сих пор. Медицина и полиция. Система юридик, да. Это все три домени, которые очень foarte corupte. Ce ar trebui să facă autoritățile ca să scăpăm de acest fenomen rușinos? Cred că este o modalitate ceva să facă autoritățile, adică să întreprim careva măsuri. Da, structurne, trebuie structurne изменения в целом в политической и экономической системе страны. Să continue ceea ce fac acum, de un an, doi, trei. Cred că ar trebui, nu știu, de implementat anumite programe, de verificat angajații. Salarii mai mari? Salarii mai mari, desigur. Fără salarii, corupția nu poate fi oprită. Ce ar trebui? Să nu dăm. E ca ta, asta e problema tătă. Зарплата, повышение зарплат работникам медструктуры. Учителей. Не астра, сдать вредата мита, салвиса попус? Нам дать еще раз, так свободу не требует дать. Но, в случае, инвацием, где митария де стат, пентхелы с антеплясков функциями, и тем, хай, дьетер, а у суда, да, си нуту. Шаша с начек коррупция. Склива. Нам требует коррупция. Как бы, когда сталкиваешься в системе здравоохранения, да, чтобы увидеть врача раньше, чем, например, в очереди, да, возможно, а так в целом нет. Кто дата шал, медик до кофе, а мы дат елка, ну, стам рынд, мадченш. Atât pentru astăzi, noi vă mulțumim. Nu uitați să lăsați un comentariu, să dați un like și să ne sugerați și alte subiecte pentru edițiile următoare. Nu? Mulțumim! Astăzi vedem dacă oamenii au dat vreodată mită și cui.